Găsit. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpațiilor Sece Lactis Bălăceana, SRL, Viorel Morarașu, Eusebiu Adrian Catrinescu și Dumitru Ștefan pentru săvârșirea mai multor infracțiuni. În perioada 2010-2012, inculpații în calitate de beneficiari, antreprenori, respectiv consultant, au întocmit o serie de documente false. Infracțiunile se referă la folosirea sau prezentarea cu rea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei și complicitate la folosirea sau prezentarea cu reacredințe de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. În perioada 2010-2012, inculpații în calitate de beneficiari, antreprenor, respectiv consultant în cadrul proiectului construire fermă Vaci, localitatea Bălăceana, județul Suceava, au întocmit în fals și au depus la autoritatea contractantă Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, în prezent Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, o serie de documente false în baza cărora au obținut pe nedrept suma de 2.6938,63 lei, reprezentând contribuția din fonduri europene la proiectul mai sus menționat. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava cu propunere de a menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă conform Codului de procedură penală finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitorului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. Se precizează în comunicatul DNA Suceava.